Salutare, prieteni, eu sunt Alex și bine ați revenit la un nou episod din seria voastră preferată sau cum îmi place mie să cred că e seria voastră preferată sau... Da, bine ați revenit la un nou episod din Cumpărat versus Gătit. Să vă explic pe scurt în ce constă această mișcare revoluționistă culinară. Eu, gazda voastră și basically cea mai incapabilă persoană de pe YouTube care ar putea să intre într-o bucătărie, o să merg la un restaurant și voi cumpăra un produs. Apoi tot eu, om cu frică de Dumnezeu și de toți oamenii care știu să gătească pe bune, voi încerca și subliniez încerca pentru că rămâne la stadiul de încercare de cele mai multe ori. Voi încerca să gătesc același preparat pe care l-am cumpărat de la restaurant sau în cazul de față de la magazin pentru că asta e clar la voie de tot ce puteți fac, așa că să nu pasta că e mai bună și așa cum e nașpa ies. Mai multe șanse ca preparatul meu să câștige dacă fac asta. Așa că voi face în așa fel încât preparatul pe care eu l-am gătit să fie mai bun, mai muncit, e sigur. Probabil ăla cumpărat e făcut de niște roboți și nu de niște oameni care au niște sentimente și pun dragoste în el. Într-un final, invitatul nostru special, care după cazul de astăzi este Radu Constantin, tăticul școlii invers, va veni la mine acasă și își va pune tot încrederea în mine că ceea ce am gătit eu este în primul rând comestibil și în al doilea rând mai bun decât chestia pe care am cumpărat de la magazin. Hai să vedem cum se gătește o prăjitură. Welcome back to my kitchen, guys. This is the first... Nu am făcut niciodată o prăjitură și am găsit rețeta de prăjitură perfectă. Titlul ei este The best brownies you'll ever eat. Așa că încearcă să bați asta, mega image. Rețeta noastră de astăzi începe simplu și ușor printr-un aperitiv. Acum o să fie mult mai greu. Prăjituri negrese cu ciocolată și pepite de ciocolată. În primul rând, mi se pare rasism să le spunem acestor prăjituri negrese, pentru că fie ele prăjituri, fie ele au sentimente. Și mi se pare foarte urât din partea noastră să le spunem negrese, pentru că noi iubim pe toată lumea și pentru că eu sunt foarte bronzat și dacă îmi spune cineva că sunt negru, chiar mă supăr. Și spune așa, rețeta noastră. Things they always say, like, break down the recipes. Stai un pic, vă prezint pe Daria, cea mai tare tare. Pune colia 4 în Daria. Oh my god, it's an origami, it's a DIY. Ta-da! E ca Titanic, doar că mai luxos și mai puțin probabil să lovească un iceberg. Dar ce făceam? Găteam. Trebuie să ungem tava cu unt, așa fac oamenii ăștia, dar oare am unt? Tava se unge cu lingura cu unt sau cu mâna? Știam eu că e bună barca asta la ceva. Bun. Da, acum merge. Aveați dreptate. Până acum rețeta merge foarte bine. Nu s-a plâns nimeni. Nici m-am apucat de gătitul propriu zis, dar uitați cât de bine am lipit hârtia de copetavă aici. Vă luam cele două ciocolate pe care le-am cumpărat. Practic ei aici le taie. Eu o să folosesc metoda mai barbară, dar care s-a dovedit a fi funcțională de fiecare dată. Asta o să fie un pic Messi. Nu, n-a fost, cred că e mai mult Ronaldo. Ea pune o linguriță de pudră de espresso și am luat aici un espresso cu Milka 3-1, pentru că nu e destul de ciocolată aici, am mai vrut și niște Milka la sărăcia de primola, puteam să pun și o lingură de Milka, să aibă gust așa mai de bogăție puțin. Trebuie să topesc unt în această cană pe care o cheamă Hortensia și este o dată din New York. Este singura mea amintire din New York pentru că am stat 6 ore în New York, n-am ieșit din aeroport, dar pot să spun că am fost în New York. Ai fost tu mai aproape decât am fost eu? Nu. Vezi? Am găsit un cuțit și poți să-l tai cu asta. Ba, nu cred că-l cumpăr. Cred că ajunge atâta, că se topește. Și acum așteptăm. Ceva îmi spune că l-am lăsat prea mult. Chiar nu cred că e ok ce se întâmplă. Mai bolborosi asta. Pe măcar știm sigur că se topesc căcaturile astea, nu? Lăsăm așa 2 minute. 58, 1 minut și 59, 2 minute. Wow!
Știți ce? Cred că încep să mă răzgândesc. Mamă, cât e de bun. Ne ocupăm acum de cea de-a doua parte. Stai un pic. Tot nu mă văd bine, sunt eu prea negru sau e lumina prea încet? Sunt eu prea negru. Ne ocupăm acum de cea de-a doua parte a rețetei noastre. Iar pentru asta avem nevoie de 2 căni de zahăr granulat. Granulat? Cum granulezi zahărul? 2 căni să fie. Aici sunt mai mult de 2 căni, cred. Jumătate de cană de zahăr brun. Aici deja o să merg pe încredere și ochii mei. Aveam și zahăr vanilinat. O să pun și de asta, că sigur e bun. Vom amesteca pe rând cele 6 ouă cu amestecul de 4 feluri de zahăr. Cine zicea că e greu să gătești? Vă sun eu, sunt gata. O să adăugăm, hai să-i spunem zeama lui Dumnezeu. Vreau să opresc ca să vă spun că până în punctul ăsta arată fix la fel ca lăsura. Am nevoie de un premiu, am nevoie de validare. Cheers! Măi, ce frumusețe! Măi, frumusețe! Eu zic atâta, e destulă. Mai pun puțin. Da, s-a încălzit. Ne băgăm iubita la solar timp de 20 de minute, după care o batem. 20 minutes later. Și ca pe o oricare altă iubită, trebuie să o batem. Așa spunea de la Tasty, nu i-am inventat rețeta. După încă 20 de minute, iubita noastră este gata de petrecere. Chiar arată comestibil, chiar arată... bine, arată. Peste ea am pus niște zahăr cu vanilie și aparent nu e de la care credeam eu că e și curge așa de ea. Tăiem frumos în jumătate, iar apoi jumătatea asta în încă o jumătate. Iar dintre cele 4 variante o vom lua pe cea mai frumoasă, care cred că e asta. Gen așa ești. Chiar credeam că e altfel, dar o să pun mai multe una lângă alta. Bine, vă dați seama că aici este vina mea, că n-am fost să cumpăr de la o cofetărie ceva, un brownie, și am luat și asta din Mega Image, care arată așa. O să aștept invitatul nostru să-și spună părerea. A plecat ciobănașul cu 400 de voi să aducă mâncarea. Se laudă cum că nu o să mă prind care e gătită, care nu e gătită, ci că e atât de bun încât nu o să-mi dau seama. Eu de obicei leg oamenii cu șosetele mele la ochi, dar tu ești mai așa, mai rom în toată firea și nu prea pot să-mi pun șosetele. Dacă te faci să te simți bine, leagă-mă cu șosetele. Nu, văd că tu oricum ești cu ala invers și facem episodul ăsta invers și o să te leg nu cu asta, ca niște spraful, cu asta. Nu te lega singur acum. Nu, hai că nu mă leg singur, nicio problemă. Stai liniștit până vii tu. Poate trișezi. Nu mă leg, frate, singur, ești nebun, ce ai. Dar nu sunt nebun să mă leg singur. Cum ar fi să mă leg singur? Zici că, na. Cum pariu că atunci când mă întorc acolo ești legat? Ce ai, mă, bă, parcă ai fi nebun. Acum încălzești ce ai cumpărat, nu? Le-am încălzit pe amândouă. Pe amândouă. Este fraier. Trebuie să fac gândirea asta de ieri. Bă, chiar miroase bine. Îmi zici când pot să mă bag în ele, da? Fii atent, asta-i lingurița. Așa. Așa. Au cremă sau ceva în interior? Nu. Păi nu văd unde să-l dau, să mor eu. Dau bine? Da. Nu mai ai nimic acolo. Nu mai... Acum e bine, da? Da, da. Bă, dar ce puțin am luat. A, cum am luat acum? E bine, rău de tot, da. Bine, a? Da, e șef. Dar vreau mai multă brioșă. Acum? E doar înghețată. Mamă, ce m-a spart. Deci o brioșă cu cacao, care are o textură... ASMR.
e un pic cam amară pentru mine. Ia lingura, mai bine. De ce vrea să mai mănânce cineva după? Păi unde e lingura? La mine în mână, uite. Păi și de ce nu-mi zici? Că ia lingura și el o ține la el în mână și mă lasă pe mine. A, uitați încă nu vezi. Mai bine cu ideea să se ții legat sau pe proști? Eu? Iau, da? Bă, iau, da? Da. Așa îmi place mai mult. Bă, e bună rău asta. Asta e top. Sper să fie aia făcută de tine. Mamă, deci când ne oprim de filmat, am un pe joată. Eu ce zic? Zi repede care e câștigătoarea. Bă, frate, asta e câștigătoarea. Ești nebun, nu știu ce e asta, dar e nebunie. De ce ai ajuns de la asta? Mamă, ce bună apă, frate. Nu, care e câștigătoarea? Bă, asta, frate, clar. Bun, și acum dă-ți cu părerea. Care crezi că e? Bă, eu cred că asta e făcută. Și asta e cumpărată, că e prea tare gustul de ciocolată, de cacao în asta. Ai dreptate. Bă, e top, ești nebun. E 10, jur. E prima prăjitură pe care o fac. Bună, bă. Asta e un 4,50, așa. Și asta? Asta 10. Dar așa o satisfacție foarte mare înainte. Pe asta poți să o arunc. Dați-i subscribe, fraților, care e cel mai tare serial. Adică nu cred că trebuie să vă spun că știți deja majoritatea. Aia e cel mai tare serial de pe YouTube acum. Bun, un trending fiecare episod. Aproape. Aproape. Da, bagă mai acolo și multă baftă. Doamne ajută. Și ție mi-ar plăcea să mai vin la un episod cu mâncare. Păi mâncare nu e cu mâncare. Da? Băi, ne vedem data viitoare. Dați like, subscribe, share.